În dimineața zilei de 10 martie 2022 a fost mare agitație printre bobocii claselor 1 Step by Step de la școala gimnazială numărul 17 Galați. Era și normal, deoarece micuții alături de doamnele lor învățătoare, dar și de părinții de acasă, sărbătoreau împlinirea a 100 de zile de școală. Această acțiune, pregătită din timp, este cea mai mare sărbătoare a elevilor de clasa 1 din Alternativa Educațională Step by Step. Totul este realizat cu ajutorul părinților, care sunt implicați în colecționarea unor obiecte, fiecare cu frumusețea și originalitatea lor. Scopul acestui proiect, în clasele Step by Step, este ca elevii să se bucure să sărbătorească împreună împlinirea primelor 100 de zile din viața de elev, cele mai grele, dar și cele mai frumoase. Elevii și cadrele didactice doresc să promoveze activitățile care se derulează în această mare zi de sărbătoare. Element definitoriu al alternativei Step by Step, sărbătoarea primelor 100 de zile de școală este momentul în care comunitatea nou formată, copii, părinți, profesori, celebrează succesul și pune în valoare noul statut al celor mici, acela de școlar. În școala Step by Step, copiii, profesorii și părinții constituie o comunitate de învățare. Momentele de împărtășire sunt importante, astfel ne cunoaștem mai bine, ne apreciem, ne împrietenim și evoluăm. Cele 100 de zile de școală se traduc prin colecții, cu 100 de obiecte, iar prezentarea colecțiilor personale îi ajută pe copii să-și exerseze abilitatea de a vorbi în public. Provocarea constă în a adăuga colecției câte un obiect în fiecare zi petrecută la școală. La fiecare 100 de zile de școală împlinite, copiii, în cadrul unui eveniment festiv, își prezintă colecțiile. Și pentru ca provocarea să fie cât mai atrăgătoare, elevii sunt încurajați ca alături de părinții lor să creeze ceva din obiectele colecționate. Este o tradiție în Alternativa Step by Step să numărăm zilele de școală și să ne oprim pașii, cu bucurie, la fiecare 100 pentru a sărbători împreună cu părinții valori ca învățătura, creativitatea, perseverența, munca în echipă. Alternativa Step by Step încurajează implicarea părinților în procesul educațional și promovează astfel valorile familiei și importanța timpului de calitate pe care părinții îl petrec alături de copilul lor. Sip ace that super bass got boom boom. Got me dead live, I'm Kurt Cobain. Boom boom. Sip ace that super bass got boom boom. Got me dead live, I'm Kurt Cobain. Boom boom. Sip ace that.
Sip H, that super bass got boom, boom.